Acestea sunt manevrele Vostok 2018, aplicații militare ample care au loc în estul Rusiei. Moscova susține că sunt exercițiile militare cele mai de amploare în istoria armatei ruse. S-a anunțat că la aceste manevre participă 300.000 de militari, 36.000 de tancuri și blindate, peste 1.000 de avioane și aproximativ 80 de nave militare. Nu știu, manevre nu направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, care носит оборонительный характер. Militarii ruși susțin că aplicațiile nu sunt îndreptate împotriva țărilor NATO. Alianța Nord-Atlantică spune la rândul său că urmărește mersul acestor manevre. Reprezentantul NATO, Dylan White, a declarat că Vostok 2018 arată că Rusia este focalizată pe a exersa pentru un conflict la scară largă și asta corespunde manierei generale în care Rusia se comportă în ultima vreme. De altfel, unii experți pun la îndoială amploarea manevrelor rusești. Attempting to project its military power in the Asia-Pacific region. I'm a bit skeptical that they're moving 300,000 military personnel to the east of Russia because that region doesn't have as good transport links as western parts of Russia. But even if the numbers in reality are 60 or 70,000 people, that would still make a very formidable, very substantial exercise. Vostok înseamnă est în limba rusă și cele mai multe manevre au loc pe poligonul Tsugol, nu departe de frontiera cu Mongolia și China. Aproximativ 3200 de militari chinezi participă la aplicații. Vostok 2018 a început pe 11 septembrie, în aceeași zi în care președintele Vladimir Putin l-a găzduit pe liderul chinez la Forumul Economic Estic la Vladivostok, în extremul Orient Rus. Политики безопасности в сфере обороны. И, конечно, важно было показать, что раз хотя эти учения происходят на недалеко от китайской границы, что они не направлены на Китай. Да, партнеры, но не исключен какой-то и союз, поскольку и Россия, и Китай сейчас в конфронтации с США. Potrivit unor informații, odată cu Vostok 2018, au loc și aplicații mai mici cu participarea a 6.000 de militari în sud-vestul țării, între regiunea Rostov și Dagestan. And what Russia is doing by holding exercises on the western borders and then on the eastern borders, Russia wants to show that it can defend its territory equally well wherever it is. Aplicațiile militare Vostok 2018 continuă până pe 17 septembrie.